Frați români, nu suntem niște huligani. Suntem români patrioți care am reușit astăzi, după câteva zile de chinuri, după eroica Timișoara la care mă adresez și pentru care inima mea de timișoran este alături de ei, vreau să vă spun, am ocupat astăzi mulțimea din București, românii adevărați, cei care au fost curajoși, care au rezistat pe străzi în fața gloanțelor și a tancurilor, am ajuns astăzi la Radio-Televiziunea Română, care, într-un efort alături de noi, sunt împreună cu noi, aparatele funcționează, ceea ce demonstrează că adevăratul patriotism, adevăratul român trăiește încă în România. Fac un apel, în primul rând, la armata română. Este inexplicabil că un soldat al armatei române să tragă asupra românilor, fraților săi, să tragă asupra populației în care se pot afla fii și copii ai lor sau ai rudelor lor. Este inadmisibil și mă adresez Ministerului de Interne. Sunteți români la fel ca noi. Mă cunoașteți și mă iubiți. Și dacă mă cunoașteți și mă iubiți, credeți-mă, nu vă lăsați, nu dați, nu vă supuneți orbește ordinului. Niciun jurământ nu este orb. Ați jurat într-adevăr președintului țării. E adevărat. S-a jurat cu ani în urmă și regele Mihai. Să fie sănătos. Dar ceea ce vrem noi astăzi, să jurați poporului. Suntem români în primul rând și nimeni, absolut nimeni, nu ne poate scoate din această piele de român pe care o avem. Fac apel în primul și în primul rând la muncitorime. Rog muncitorii din fabrici, din uzine, să întrerupă lucru. Dacă nu întrerupeți lucru imediat, dacă nu veniți aici, în fosta piață Stalin, dacă nu veniți aici la televiziune și vă alăturați nouă, să știți că ceea ce vedeți acum ar rămâne un foc de paie. Și eu nu vreau să fie un foc de paie. Vreau să veniți aici milioane. București are 2 milioane, 1 milion să fie aici. Vă rog foarte mult, întreprinderele care mă aud, cetățenii care sunt acasă, dintr-un ordin într-adevăr înțelept, armata s-a retras, Ministerul de Interne s-a retras. Nu se mai trage în mulțime. Din acest punct de vedere, suntem cu toții de acord să tratăm cu reprezentanții noștri, să trateze cu guvernul, să trateze cu reprezentanții partidului și să ajungem la o soluție prin care, în niciun caz și sub nicio formă, să nu se tradă în oamenii și în populație. Nu are nimeni dreptul, nici președinte, nici rege și nimeni pe lumea asta să omoare poporul român. Vrem să luptăm pentru libertate și independență? Cum luptăm dacă în țara noastră această libertate nu există și această independență a fiecărui individ înainte de toate? Nu există o țară independentă dacă nu există oameni liberi. Nu ne e frică nici de unguri, nu ne e frică de nicio altă națiune. Toți ne-au fost frați până ieri, ne vor fi frați de aici înainte. Deci, fac apel către întreaga populație a țării. Ieșiți afară din case. Duceți-vă în fața primăriilor. Ocupați-le în mod pașnic. Suntem oameni, suntem români, suntem patrioți. Poate unii dintre noi am făcut greșeli. Nu vrem să continuăm aceste greșeli. Vrem să tratăm în mod loial, în mod cinstit. Vrem să tratăm cu acei care conduc încă țara. După aceste tratative, să ținem la curent întregul popor. În momentul de față, câțiva dintre noi lucrează la un material scris pe care, în mod organizat, să vi-l putem prezenta. Armată. Mulți, foarte mulți dintre noi să mă cunoașteți personal. Nu mai puneți mâna pe armă și nu mai trageți. Ministerul de Interne,
Sunteți români la fel ca noi. Aveți aceeași inimă ca noi. Nu se poate să trageți în noi. Noi nu suntem înarmați. Nu suntem înarmați nici cu cuțite, nici cu pietre, cu nimic. Am văzut această populație care e aici alături, pe străzile Bucureștiului, strigând lozinci, sunt liberi să strige ce vor. Să stăm de vorbă cu ei, să vedem ce au nevoie, ce le trebuie. Nu vrem să facem crime, nu vrem să ducem vărsarea de sânge mai departe. Nu ne puteți ajuta în acest lucru, decât întreaga populație a țării, ieșind în stradă, în mod pașnic, fără răzbunări. Cei care sunt în Ministerul de Interne, cei care poartă uniforma de miliție sau de securitate, să nu le fie teamă. Noi considerăm că sunteți români la fel ca noi și sunteți aceeași inimă ca și noi. Nu mai ascultați ordinele pe care le primiți. Ordinele pe care le primiți sunt date de niște oameni care nu sunt conștienți de momentul pe care îl trăiesc. Împrejurul nostru, credeți dumneavoastră că Bulgaria, Ungaria, Cehoslovacia, toate țările vecine nouă, Uniunea Sovietică, Marea Uniune Sovietică, transformările pe care le-am văzut cu toți în ultimele luni. Bun, toți acești oameni care ne-au fost prieteni până mai ieri, începând de câteva zile ne sunt dușmani, credeți dumneavoastră? Nu, nu ne sunt dușmani. Ei au pășit pe o cale de liberare, pe care în mod organizat vrem să o discutăm cu cei care conduc încă țara și care au puterea. În momentul de față, poate dumneavoastră aceia mă priviți. Suntem foarte puțini în comparație cu armata care poate să treacă. Poate ne învingeți, poate vom muri, poate de la aceste aparate veți vorbi din nou cu aceeași cinism, să spun așa. Un cinism care depășește orice imaginație. Vă rog foarte mult, priviți-mă, nu sunt niciun zmeu, nu sunt niciun Dumnezeu, sunt un român care vreau și sub orice formă vreau alături de noi să vină întreaga, dar absolut întreaga populație. Ieșiți în stradă, români, veniți aici la televiziunea română.